Dacă ne uităm să dăm nucul ăsta jos de aici, să vedem cum facem de aici. Păi și dă-o unde vrei, o să te urci, pe partea asta sau pe sus pe aici? Bă, Cristi, eu zic că pe asta să o lăsăm ultima dată, hai să le luăm de acolo prima dată. Da. Asta o tăiată de aici. Asta o tai de aici, asta cade în coacă, toată greutatea e aici. Aici cade, așa. Da. Asta toată greutatea e aici, e. Și acolo dacă tai, cade cu ăla, trebuie să vezi ăla la întâi, sunt sânile să vezi. Hei, hai să o gândim un pic, nu te grăbi. Prima dată, ăsta și de jos, dacă l-ai tăiat, ăsta tot aici cade, dar prima dată trebuie să le ciumpăvim pe alea de acolo. Acolo ar trebui să te urci, dacă poți. Dar eu zic să prima dată să luăm de aici, după casă. După paletul ăla de sus de acolo. Hai, bă, hai acolo că ți arăt eu, să vezi că ai. Hai. Pune-n scara, bă. După scara. Are trei ieri. Hai, bă, Florine, ia dă-ne o idee aici. Păi dar nu, bă, că luăm așa câte puțin din ea. Păi ne ajungem partea asta, înțelegi? Ai înțeles acum ce vreau să zic? Și după aia luăm pasta de aici. Asta imediat, asta o să cadă în coa. O să tragă în coa. Uite, bag macaraua. Uite, bă, dracu. Ia, dracu, tot aici te găsi. Au, că nu se poate. Îi tragi mai mult, bă, pe iarul nici. Eu ia părăsutul de acolo, dă-o de acolo. Jale, dar nu ne cai, n-am făcut decât un pic. Nu, dă-o, dracu. Și ce-a cu ăsta cu dușul pe casa, că a ta, fără misto. Ai dat cu ea de pământ. Nu s-a tămat de cămânelul. Bă, de cămânelul. A trecut mult timp, m-am aruncat. M-am dat prima oară după aia, fără distanță, fără mișcă. Pe cămânelul. Dar am scapă două dreapte. Bă, pula în ea, dacă nu o sparg. Praf o fac, dar. Dă-l neapărăt să pornească elul, să fac de-aia, nu vreau cu fama nu te dai cu mine, Florin, bă, nu mă neapărit. Cât are, mă, 70 de ani? Așa, parcă pe altceva, te-au. Ia, mă, Florin. Bă, nu te-au, Florin, să vii. Bă, duc-o, fără bani, că te tragă la ea. Nu e mare ceva, te-au, mă, dracu. Bă, nu, de-ai, bă, stă bunul ăsta, te-a la Florin. Bă, am vrut la stop. Ce bine și asta. Păi și-a fost așa atras. Și la tine tot așa, băie. Asta, mă, nu e în jos ăla, ia uite-te tu mai bine. Nu, uite, în sus. Stop, scrie în jos. Stop. Și unul, mai scrie pe el, băi. Așa, și dai direct așa în față. Bă, la, trebuie să-l arată în jos, bă. E în jos, mă, Florine, mă. În jos trebuie să fie, da? Stopul ți apare să gata în jos. Așa. În jos. Păi și uite pe întrebătorul ăla să vezi. Nu apare nimic ca pentru jos. Unul și nu ți apare unul cu el. Bă, da. E, vezi? Păi știu că e în jos. Vezi? În jos, în jos. Hai! Mai de-o dată, mai de-o dată, mai de-o dată. Auzi ce apare stopul. Hai!
Thank you.
Thank you.
Că mori. Da, și dacă îi dăm la prins cu mâncirea, știi? Iar din mâncirea. Spray ceva. Spray ceva. Hai? No, no, no. Soluția de aia. Puf-puf de la n-aveți? Mașină-mi puf-puful ăla. Sănă. Hai, mersi. Dă-o de acolo, trăite. Dacă dai, nu vine, bă, peste tine, mă. Nu știu ce trebuie. Îi lasă să plece ușor, nu tai de tot. Da, dacă ai tăiat de aici, fiind greutate, rupe cablul de la internet de acolo. Dacă tai de aici, tot așa. Nu e! Că nu mai ai aceeași greutate. Dă-i-mă puțin, tai, pornește-o de puțin, știi când s-a plecit, de puțin, de puțin. Da, s-a pleacă el. În ce parte, dar în partea asta? Păi, tu dai de la, de la mijloc, de la alea două. Urcă-te pe tablă și stai împins în creangă aia. Îți dau scara? Ce fac cu scara? Băi, pune-și-l la genunchi tot de acolo. Nu e, Florine, că cade peste cablul ăla. Păi de sus tot la fel care, domnule. Nu cade, nu e aceeași greutate. De tot acolo trebuie să duce. Nu se duce, mă, ascultă ce spun, că nu se duce. Cablul ăla ține, dar nu ține toată greutatea asta. Dar dacă cablul rău să lucrăm peste mine așa cu drujba asta și cu ăștia. Te-ai, mă, de acolo dacă poți. Că pot. Stai un pic, îți tragi sufletul și îi dai de acolo. Este? Da. Dacă ai dat tu pe aia mare... Hei! În partea asta, din partea asta. Nu, păi, mai sus, bă, la... Nu, bă, n-ajung! Urcă-te, mă, un pic mai sus! Nu ajung! Poate că stau sau aici, la fel! Asta variantă n-avem! Îl rupe, bă! Asta nu e! Dar, bă, dacă l-am legat și l-am trage în coa... N-are cum să-l tai el din partea aia. Păi după aia poate să-l tai și de aici, că dacă îl trag în coa... Stai un pic, o! Stai așa? Stai, bă, ia-te cadă! Stai, ia-te cadă de jos de aici, mai dacă le dăm, că tragem în jos. S-o dăm pe asta? Păi da. Stai-o în asta. Stai în asta mare, stai să cadă jos. Noi azi e prima dată. Dă-i n-aș, după aia o tragem, o legăm de jos pe aia. Exact, dar nu să rămâne spus eu prima dată. Hai, ju. Dă-mă că te-ai jumate să lăsau ușor singurul la vale. Care? Aia. Și să ne iei să rupă cablul din internet. Ajunge la cablu? E cablu de internet, uite-l exact acolo, pe, la coamă. Acum cum mă dau de aici? Stai-o așa, bă, ia, bagă-l pe asta. Bă, ia-i trailina ăla, puful ăla. Ce să fac, bă? Păi nu, că-mi băgam benzină, Elena. A, trebuie doar răsat? Da, bagă benzină ăla. Mai vină cu așa la drujba, hai că nu pot să mai dau jos până acolo. Stai așa un pic. Așa, pe jos, pe acolo, pe acolo. Da, nu? În locul meu. Ce mai făceai tu în locul meu? Este? Ia. Ia, bă, dă scândură, bă. Fie mai ușor, bă. Bă, Cristi, bă. Nu stai bine acolo, dacă tăi era acolo. Mă reclamă amica asta, ui! Mă reclamă amica! Era bună la mai. Dă-i! Asta o să rupă imediat de la greutate.
Ăla e, bă. Dar bă, ce s-a luat. Asta cred că dacă i-ai dat tot așa, cred că tot o trage în coabă. Păi așa să și un areu cum să nu se tot așa. Da, dar sunt și cârligelele de la acoperiș. Mie trage cu tot cu acoperiș. Tare, mă, bune sunt. Uite ălea acolo. De-aia zic că trebuie gândite un pic. Ai o treabă cu alea, cum să trag? Dacă este, faci tu după aia acoperișul? Bă, dacă îi dau de aici. Da, mă, da. Cu treabă, să duce până... Mai am treabă. Îl îndoaie, de fapt. Ia de eu. Te duci, bă, și îți faci ce? Așa ar trage un coace, ar arunca un parte asta aici. Dar să vezi cârligile, dacă n-acasă în cârligile de acolo. Vreau să trec până la casa cu pe bere, că m-a obosit pe ăsta. Haide, dă-i acolo. Bem bere după ce îl cărăm. Înțelegi ce vreau să zic, nu? Da, bă, dar eu știu ce zici tu. Văd ca să mă prindere dacă vine de acolo, să nu mă no, o să-l tragă încoace. Greutatea de aici... Știu că-l trage, aia păi, gândește-o logic. Greutatea de aici n-are cum să tragă creanga aia în partea asta. Eu zic că o să rămână suspendat. Și mai ales... Nu, rămâne. Și mai ales că ăsta este trunchi gros. Ăsta o să-l ducă încoace. Așa, dă-i din partea aia spre tine, da? O să aibă cădere în coa. Bă, știi ce-mi este? Mi-e de ăsta să nu cadă, să rupă peretele, ui. Ăla-i! Ăla este! Lasă-o, domn, pula mea! Lasă-o așa! Hai răbdare un pic! Îl tragem? Două cu opresc, eram sigur, rog, opresc. Da, mă, lasă-o că scapă. Ce să mă scape? Scapă, ui. Te-ai dat de acolo, pe tine. Ia să vezi, cade, ia. Ia. Ce fau cu atent, cade. Bă, te rupe dracu, mamă. Nu o rupe, bă, de-o dracu. Hai, bă, că... Hai, bă, că ăla este, bă, stai liniștit. Lasă-o să o gândim un pic, dacă nu o să cadă înainte. Măi, rămâne suspendat acolo. Nu rămâne, fată. Mă arăși oameni așa de mea. Dacă îl prindem și îl tragem în coa... Păi acolo trebuie să-l prind, îl trage. Da, dar nu știu cu ce să-l prind să-l trag, aia e treaba. Ai luat umbra aici? N-am umblat eu. Trebuia de la început legat, de acolo și tras. Era sigur că rămâne aici. N-ai ce să tragi cu asta.
Erai sigur, dacă erai sigur, de ce n-ai zis? Nu ți-am zis, bă? Ce mi-ai zis, bă? Nu ți-am zis că mi-ai zis. Ia dă-i înapoi să ne uităm pe filmare, să te m-a zis. Ți-am zis că trebuie tras de acolo. Păi când te filmezi, îmi zici că... Păi da, băi, dar pe filmare acolo. A, este, a? Da, să-i dau lopată pe spinare. Lasă-o că îl... Ce dracu să-l... Lasă-o, eu te știu, da. Ții de acolo, două dracu, n-are un semn. Hai că și cred că iese dacă trage ea. Cu o șufă, mami, și o tragi în jos. Trei metri să ai. Mi-ai gândit să-mi sagăți în cârligele alea, dacă sagăți în cârligele... Și pe asta de aici, uite de acum în cărlugă. Până sagați în cârligi, rămâne suspendat aici. Dar rămâne slujba, am închis în cârlugă. Mi-a închis-o aici, anul ăsta. Vreau să-l lăsăm în cârlugă, să vreau să-l trec. Unde e un ghiz acolo cade, să știi? În ce parte ți-a închis slujba acolo? Păi acolo, în partea asta cade, încolo. Păi acum știi în ce ține? Uite, ține acolo, mă acoperi și auzi. A, eu când v-am zis că rămâne suspendat. Păi nu. Nu vezi că mi-a controlat și drujba. Hai, bă, Cristi, sârmă. Sârmă. Da? Mai bună, bă, o șufă. Dom'le, șufune, lasă-mă. Și vă puneți ceva la mâini când trageți sârmă. Asta când noi trage acum, mi-aruncă drujba în sus. Bă, uite că văd eu, e lama acolo în afară. Lăși drujba acolo, de pom și de mâner. Și n-are unde să ducă. Înțelegi? Înțeleg. Dar oricum lama tot s-ar putea să rupă inima. Mă, și venit cea noastră. Mă, vă mănâncă de aminte. Dar că o făcătura să facem asta. Parcă a fost făcătură. Îi luăm alta, au ce-s. Mamă, ce e cu mine, ne-am dat niciodată. Dezmembrează drujba și lasă numai lama acolo. Of, tot eu. A, nu-am pus să mă urc. N-am cum să mă urc. De ce? Asta cade din clipul în clipul. Dar nu te urci, uite, vii aici, așa și o dai după asta. Și apoi te duci jos și o tragi. Dar cum o dau, aia, cum o dau? Gândește, cum o dau? Dacă m-am urcat aici ceva, am întins în păi nu, de aici. De aici. De unde de sunt eu. După aia cu ceva, de creanga cealaltă. Și în caz de aia, rămâne acolo. Dar de ce să nu dezmembrezi drujba să lase lama, ca să nu se îndoaie sau să nu fac altele? Nu, lama, s-o lase acolo, gen. Nu o să se dezembrăzi urba acolo, să-ți lăbă, că nu se mai strâmbă, nu se mai întâmplă nimic. Și tu vino aici, sus, ca să dai sârma după ăsta. Fă un oval și o dai după ăsta. Știi? Că sârma stă dreaptă. Nu mă găsi prin mine, dar trag de așa. Te duce, dă-te mă pe hâine. Mă găsi, te urci așa? Nu, clipă, clipă, cadă. Nu știu pe aia. Da, păi e la sub ăsta. La cowboy aici.
Așa. Lungește-o până eu dai lui. Un drept. Altfel n-ajunge dacă nu îndrepti. Ar trebui să o lungești ca să ajungă jos, că tu tragi de jos. E normal. Dar să spui ceva la mănânci, eu să-ți taie. Dar o să chem pe toți, că n-am cum să dau eu decât ăla. Dar nu de aici, că aici dau cu ea în perete. Nu, de jos. Păi du-te și ia-ți mănuși. N-ai mănuși? Păi te tai la mâini. Trebuia să stai asta. Mă prinde pe mine. Aia, atâta că ne... Bace că ne drege. Uite, ce ți-am zis de cârlige? Nu, că nu stă în cârlige, că tai acum. Cârligele. Aua, unu, sunt doi. Bă, ce ți-am zis? Nu e, a ieșit perfect aici. Perfect aici. Cine s-a putea mai bine? Acu dă-i și cu butul ce-i dați. Îi dai de sus, că ăștia, dacă a căzut pe cărămidă, s-a trecut în parte. Ia uite ce s-a luminat toată curtea. Ce-ai făcut? Mi l-a dat drujbă. Nu, tatu și eu. Bine, așa, băi. Băi. Chiar mai mici, băi. Mai mici. Ca să ne fie mai ușor, da. Așa, domne, am rezolvat și cu nucu. Ia să vedem băieții pe aici. Aici, încă puțin. Încă puțin și de cofreață. Te-ai uitat pe aici, ai văzut? Ia uite. Hai.
ce e în cameră la tine aici? În cameră la mine, nu! Mă, tu vrei să faci camera mea? Nu, mi-ai pus gând rău. Te-am pus gând rău. Până termină vărul acolo de tăiat ăla, te duci și tu și niște bere, niște astea, până cărăm noi crecile. Da, să vedem. Aici, dar venim după aia și ne uităm când... Da, la urmă, să da. Da. Ia uite, și aici, ce mai cum vorim? Mai poți? Vezi că cred că doare dacă ți intră un cui de ăla. L-am tăiat, a căzut perfect. Hai. Nu mai are benzină. Da, cred că dacă dai una, cade ăla. Un picior. Ia uite-l. Ăla e. Ăla e. A căzut. Gata. Hai că să duce Elena să ia niște bere, niște lea, până atunci ne apucăm noi să-l... Pac, pac, pac. Bă, dar ce s-a luminat dintr-o dată aici. Așa, da. Da, domne, altă treabă. Hai că a venit și nisipul. Am tras aici, am pus o folie. Am dat-o pe asta înapoi în spate. Și... să băgăm frumos așa, elegant, piatra. Atâta! E perfect! Chiar mai în față, a? Gata, domne, și cu piatra. S-a rezolvat și cu piatra. Gata. Hai, domnul Nicu, pauză, hai să bem o bere. Ia uite, Cristi, Cristi e deja pe ea. Îi plânge cerbolan. Hai, hai o pauză, că trebuie. Noi bem o bere și ne apucăm de cărat lemnele. În Cristi? Da. Așa. Bună dimineața! Mamă, ce m-a luat soarele, ce m-a luat. Oameni buni, am terminat și cu nucul, am cărat toate crengile, toate nebunile de acolo. Îl duc pe vorul acasă. Ia uite ce tatuat este Elena aici. E șofer. Eu am băut câteva beri. Dar pe lângă berile, uitați-vă și voi ce am prins eu. Ăsta este unul dintre
prietenii mei care mă înjură tot timpul, care mă înjură pe aici, pe canalul meu de YouTube. Uite, așa vă văd eu pe voi, șerpișori pe unii dintre voi. Nici măcar șerpi întreg n-a fost în stare să fie. Nici măcar șerpi întreg, șerpișori vă văd. Puiuți. Șerpișori spre râmi. Da, spre râmi, nu, nici șerpi. Nu te mai speria, mă, că nu-ți fac nimic, o să-ți dau drumul. Așa deci... se sperie și aia de tine, dacă le-ai răspuns. Mă glumesc acum, nu. Eu îi salut și vă iubesc și pe aia care mă înjurați. Pentru că e bun și hate-ul, de multe ori constructiv, de multe ori. Ia uite-l, ia uite-l ce bagă gura, bă. Ia uite-l ce bagă gura, bă. Tu nu vezi că tu n-ai putere. Tu n-ai putere. Cred că vrea să mă înghită, bă, ia uite-l ăla. Bă, nenică, bă, tu nu vezi că tu n-ai putere. Dacă încordezi ăla, cât ești în gura. Dacă încordezi degetul, te cași pe tine. Cred că tot bine. Tot am vrut să muște, băi. Uaf, mi-a băgat la venin acum, dar am luat ora asta, cred că vrea să înghită degetul, băi. Scoate dracu dinții de acolo, că mor de foame. Te doar dinții, drum. Tu nu vezi că tu ai dinții aia cât... Bun, unu-i băgat tu gurița aia mică să mă... Fost drept, a fost calb, să mă muși pe mine aici. A fost calb și a văzut că e filmat acum să vi-l arăt și voi și ce ați... Să dea spectacol. Stai să iau degetul în gură lui Ghiță. Să le arate la hate, să facă. Să le arăt oamenilor aici că eu sunt șarpe de la puternic. Scoate dracu dinții de acolo că te plictisești ce ai. Așa. Să-l lăsăm pe el aici să-și facă treaba. Îi lăsăm să sugă dacă poate să sugă ceva de acolo, dacă nu poate acolo. Na. Cristi, unde? La prima la stânga. Dar mai învale un pic. Deci oameni buni, o să lăsăm pe Cristi. Și după care o să ajungem acasă să vă arătăm ce s-a făcut azi. Nu vă arătăm că ăsta încă mușcă aici. Îl ducem înapoi la mama lui. Îl ducem înapoi, ne facem. Noi nu facem rău nimănui. Tu când te asiguri acolo vezi să nu-ți vină mașina din partea cealaltă. Așa. Când conduc eu. Când conduce Elena, eu trebuie să fiu cu ochii și pe șarpe și pe tot. Așa. Deci ne vedem după ce lăsăm pe Cristi. Mulțumim lui Cristi că ne-a ajutat. N-a vrut să... Și noi le mulțumim la toți că te urmăresc și sunt alături de tine. Da, din tors am unde? Da, în tot ce aici, pe pod. O, când mi-ai dat greu. Vrei să întorc eu? Poți să fac așa? Ne vedem acasă. Ei, ușor, ușor am ajuns acasă. Să opresc aici, în fața Dudului. Să las șerpișorul. Leprișorul ăsta. Că ăsta cred că este șarpele de alun, mă, dacă mă înșel. Dacă nu mă înșel, contraziceți-mă voi. Lăsați-mă în comentarii aici și ziceți-mi ce model este. Ce model? Hai să-l las jos aici unde l-am găsit. Dar nu pe stradă. Nu pe stradă, l-aruncăm aici. Du-te acolo, ia uite. Ia uite, bă, ce se duce el. Ia uite-te și tu, chișatul. Gata, hai să intrăm în curte. Hai să intrăm în curte să le arătăm oamenilor. Omurilor. Tu vezi cum te încadrezi aici, că ești pe vlog. Și dacă mai faci o parcare dintre aia șmecheră de-a ta. Ce se întâmplă? Nu-i bine deloc. Hai, așa, e mai în larg. Lasă-mă. Ia uite pisicul. Păi ți-am zis să-i pisicul. Te credeam, îl dacă îmi zici mie. Haide. Să le arătăm oamenilor ce s-a făcut azi la casă. Gata, aici, las-o aici. Aici, deschide geamurile să stea aerisită cum îmi place mie, oprește motorul. Geamurile jos. Dacă plouă. Dacă plouă, nu mă plouă. Așa. Las-o aici? Da, lasă. Cheile, ia telefoane, ia portofel, ia toate astea. Mă duc să închid porțile. Am lăsat șerpișorul. Data viitoare o să facem ordine și disciplină, dar asta imediat după ce terminăm de zidit sus. Punem acoperiș, o să facem un pic de ordine așa să-i stea aici la tot. Am fixat mai devreme cu Cristi camera de filmat. Săptămâna viitoare, auzi, Elena? Săptămâna viitoare când vin, să-mi aduc aminte să iau și camerele celelalte două, să trag una în spatele grădinii acolo și una în partea cealaltă. Dar de fapt nu, una decât, că aia are, vedem două părți. Închidem porțile, hai să-ți arăt să vezi ce s-a făcut azi aici. Da? Da. Ești gata să vezi? Da. Hai. Au muncit azi băieții de lea, sări capacele. Mamă, și-au mai dat și cu mătura, nu vii? Am ambiționat să termin de păcată. Păi trebuia. Dar scara de care scară? Scara. Asta, scara de aici? Pare asta, nu știu dacă o decofrat. Încă? Decofrat. Încă nu. Decofrat,
Da, cred că o fac și pe asta mâine. Trebuie la arată și ce cou e acum, dacă nu mai stai. Bou, 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 bou! Auzi cum se aude. Păi te mai stai un lemnișor acolo. Mai e un lemnișor acolo, da. Parcă acum e și mai mare când mai este lemnul. Adevărat. Lemnele de aici le-au aranjat, te-a dat și cu mătura băieții. Este altceva, dom'le, acum poți să lași aici ceva, poți să... Uite, vezi, ălea le-au lăsat aici, încă nu le-au făcut. N-au mai avut timp și de-astea. Am grăbit și nu intra acolo, că sunt aici. Aici este planul de bătaie aici. Aici fac scândura pentru acoperiș. Și mâine cred că o să decofrez și asta aici. Ia camera ta cum arată. Nu, asta este camera ta de aici. Nu, tu vrei să avem camere separate. Da, tu ai vrut să o fac așa. Dar măcar să fie sus camera mea lângă ta. Ia uite. Aia cu balconul era eu. O să întrebe cineva acum, dar ce e folia asta? Spune, folia aia n-are nicio treabă, e prelungire. De la cealaltă. Începe să prindă contur. Hai să vedem și în partea asta. Uite, și în partea asta tot folie este la balcon aici. De asta, dar târnă. Ia, ține puțin. Ia. Dar ce ți-a făcut folia asta? Păi lasă, dar târne. Iată, vezi cum a rămas? A luat forma scândurilor. Forma... Și a foliei. Forma foliei, da. Da, hai să mergem și în partea asta. O prinde formă, tot o prinde formă, cât de mare se vede acum, vezi? Ia, hai. Aici este sala de... Asta e dormitorul tău. Asta e dormitorul tău, o să dormi aici, în garaj. Nu, ca să avem camerele în garaj, asta e camera și asta e în garajul tău. Cel mai frumos comentariu pe care o să-l vedem, o să fie scris pe perete. Știți regula, nu? Am mai văzut câteva. Cosmin Călugăru, Cătălin Cristea, Marian Micu și Constantin, nu-l mai vedem. Mihailă. Deci cele mai frumoase comentarii, știți, regula, o să le scriem aici pe perete. Lăsați-ne cele mai frumoase comentarii. Dacă ați ajuns până la minutul ăsta, lăsați în comentariu. Am ajuns până la minutul ăsta și lăsați cel mai frumos comentariu și o să-l trecem pe perete aici. Folie. Hai. Așa. Vrei să-l dăm o fugă și pe sus? Da, hai. Să le arătăm oamenilor. Omurilor. Bă, da. Bă, dar prinde totul. Prinde totul contur. Să stau eu aici în canapea. Aici, nu? Ca directorul. Să stau aici, cum stau acum pe scândura asta. Și să nu vă... Și să nu vă arăt ce e la mine pe picioare, că... Așa e culoarea. Așa e culoarea lor. Și să stau aici. Nu cade că am vorbit cu ea. E, bă, deci să mor, deci de data asta chiar e... Vezi, așa e risit, e... E frumos. Dai un ban? Da, știi că nu mai e. Dai un ban, dar stai în față. Și cu scara aici, și cu riflaje, și... Ai văzut ce mișto să vezi scara de afară, am din afară, văzut. Da, păi să fie iluminată. Uh-huh. Și cu geamul ăsta mare. Să vede din drum. Și eu mă gândeam să fac gardul ăla, să-l schimb, să nu se mai vadă. Deci trebuie să vedem noi, ce trebuie să vadă toată lumea. Noi nu facem casă pentru lume, facem pentru noi. Erau mulți și scriu aici, dar ce să faci, o să stai acolo, dar ce ați făcut atâta casă? Băi, oameni buni, cât eu nu vă judec, nici voi nu mă judecați pe mine, că... Asta înseamnă că avem și noi niște planuri, niște chestii. Ești gata? Câți copii o să faceți? Câți copii facem fata azi? Toți. Hai să urcăm sus. Scările astea luminate când calci așa să se aprindă. La senzor. Și acum ați murdar pe picioare astea de că am făcut chirpici.
ăștia-s Boian Drugi. Ați văzut ceva mai devreme că a venit și cărămida. Cărămidă nouă, domne. Nouă, nouță. Altă viață. Asta e sârma care am tras. Care am tras, nu, de aici. Deci e mai liber, părnă, da, e mai mare. Casa e mai mare, tot. E altă nebunie. Uite cât a curtea, se vede acum. Wow, oare dacă sărim aici, nu știu ce se întâmplă. Am curăță să sărdești. Nu. Nu! Zice, nu, că după aia nu, ieși, treci. I-am hai, dat idei, i-am dat idei, măi. Lasă-mă să sar. Hai, hai, las. Doamne, eu zic ce mai mult să faci. Cum e omul și maimuța. Așa. Deci aici sunt trei paleți. Mai sunt aici vreo doi. Mâine începe zidăria. Dar mâine... așa care mi-e zilele din curte. Știi cum mai sunt împrăștiate? Păi o să facă cât au nevoie, dai seama. O să mai rămână vreo 40 de cărămizi din ce calcul. A, da? Am făcut eu. Rămân? Da. Alea cred că umplutură. N-ai ce să faci cu ele. Eu sunt bucuros că au luat paleții. Ce țigan ai am fost. Ai făcut combinație. Am făcut o combinație, n-ați văzut-o pe filmare. A venit nenea asta de ne-a descărcat aici paleții. Ne-a dat paleții dintre ăștia noi și i-am dat ciurucuri dintre alea de acolo. Din ăia de acolo. I-am ales câțiva care erau mai buni, că erau toți praf. Și ne-a lăsat pe ăștia. Când i-a Florin, când te auza și când o văzut cu omul ăla chiar ia paleții ăia. Când i-a Florin. No, am scutit 5 milioane jumate. Trebuie să scad de acolo. Din ce? Trebuie să scad din cărămidă, nu? Nu, mai scad de acolo oricum. Sunt trebuie, prin alte părți. Trebuie să scad de acolo. Noi avem toate cheltuielile, le avem scrise. Na? Și la... uite, acum gen când termină la roșu tot. Și le spunem prețul, exact. Da, da, gen... Cu totul, cu acte, cu tot. Electric... sau după ce faci electricul și sanitarul. Hai, după ce faci electricul și sanitarul, ca să se iei tot, gen, într-un vlog, să mai da. Faci pe bucățele, știi? Da. Și zici cât o costat fiecare act în parte, cât o costat materialul fiecare în parte, cât o costat oamenii, electricul, sanitarul și ce mai este. Eu aș zice să nu spunem cât au mai costat oamenii, să spunem strict cât a costat la casă. Da. Dar și tirurile, când ai luat atunci tiruri, buldoz și de-astea, nu... Ba, alea putem să le spunem, păi, dar nu... referit, nu la Florin. Nu vreau nu, să... Nu Florin, da. Gen tiruri, buldoși, ce ți-o mai trebuie? Aia o facem pentru noi, așa, nu trebuie să știe toată lumea. Da, deci mâine o să vină, o să termine cu zidăria, mai sunt 5 paleți de pus. O să... Vedeți că au pus și picioarele între timp, încă mi se pare că mai au pe ăsta, pe ăia de acolo. Pe ăștia nu le-au pus că venea cărămida și era să nu încurce pe aici. Dar în mare parte, mâine cred că o să cam termine cu zidăria. Mâine zidesc și eu. Zidesc și tu? Am pus cărămidă. Punem și noi cărămidă la noi la casă, nu? De asta nouă pun eu. De asta nouă. Bă, eu ziceam, știi că ziceam să punem becea, dar ce făceam? Tu ziceai și eu am stat acasă și m-am documentat când erai tu plecat și apoi când ai venit acasă eu ți-am zis cărămidă și tu că de ce? Cărămidă! Era un fel de... Da, schimbam puțin să vedea. Nu mai avea nicio treabă, putea să pune și cărămidă, că oricum cărămida aia se îmbracă și nu se mai vede ce... BCA-ul, pardon. Dar am zis, bă, dacă tot am început pe cărămidă, facem tot pe cărămidă. N-are rost să o schimbi acum la urmă. Acum la urmă, nu? Așa, oameni buni, că... În vlogul ăsta chiar s-au făcut multe. Deci, a venit cărămida, am făcut cu Cristi, am tăiat nucul, am făcut... Am venit nisipul. Ce am mai făcut? Am plimbat șarpele. Am luat crecile de aici, am plimbat șarpele, dar ăla e cel mai important, șarpele. Și ușor, ușor, prinde totul formă. Că nu o să stăm noi aici, balconul vine în partea cealaltă, nu? Da, asta e dormitorul ăla cu geam mare și asta e dormitorul cu balcon. Îți alegi? Dormitorul cu balcon e cel mai mic, ăsta e cel mai mare. Ăsta? E mai mic decât ăla de jos. A, aici ce-a stăm atunci? Ăla cu balcon. Da, e aici. Balcon. Alegi ori balcon, ori geam.
Eu vreau pe balcon acolo, știi de ce? Nu te pești de pe balcon! Nu! Ei, dar nu îți închide o mai ești niciun balcon, lasă și pe alea de spate. Când am fost prima dată și am făcut proiectul... Le-ai mai spus. V-am mai zis, nu? Da. Are el plăcere să... Nu, să stai așa, să... E balconul meu, de-aia am făcut balcon să stai. Nu. De aici începe balconul. Da. Exact ăla din... Băi, mișto, frate. Este. Nici nu vă imaginați ce... Ce? Dormitorul o să fie cam până aici, gen de acolo până aici. Că aici ai dressing, știi? Și o să fie mic ăsta, a? Ăsta e cel mai mic, e mai mic decât ăla de jos. Nino, e o satisfacție așa când vezi că faci și totul evoluează. E șmecherie, nu? Da. Ești fericită? Normal. Te-ești fericită? Normal. E, oameni buni, ce să zic? Cam ajuns la final și nu băgați freza în seamă, nu băgați cât sunt de murdar. Trebuie neapărat să mă duc să-mi bag băie. Mirosa câine mort. Redem, glumim, dar cam ăsta a fost vlogul. Dacă ne apreciați, dați-ne un like. Dacă nu ne apreciați, dați-ne un comentariu. Glumesc. Mai e ceva de zis? Nu mai e nimic de zis. Elena e moartă de răcită, face eforturi ca să vorbească. Eu știu mai bine. Noi vă pupăm și vă salutăm de la Bondrea. Dacă v-a plăcut, dacă ne apreciați, dați-ne un like, pentru noi contează foarte mult. Pentru fiecare mesaj, fiecare like pe care îl dați, pentru noi înseamnă foarte mult. Asta înseamnă că ne ambiționați să terminăm cât mai repede proiectul. Că ne ambiționați, că nu ne ambiționați, o să-l terminăm, pentru că ne-am apucat, râdem, glumim. Dar vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi de fiecare dată cu încurajări pozitive, mai puțin pozitive, important e că sunteți acolo de fiecare dată. Noi vă mulțumim și vă salutăm de aici, de la Bondrea. La revedere.